În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Iubiți credincioși, trăim într-o vreme în care părerea unora sau altora se face imediat cunoscută. Trăim într-o vreme în care fiecare eveniment poate să fie deturnat. Trăim o vreme în care fiecare eveniment poate să fie bineînțeles, dacă este bine explicat. Acum câteva zile eram în fața televizorului la niște știri și se tot bâlbâiau unii, adică reporteri, să ne arate nouă ce e cu sărbătoarea Crăciunului și ce sărbători urmează să mai facă. Și întrebau pe toți după stradă cam ce înseamnă Crăciunul, apoi ce înseamnă obiceiuri, și ce urmează cu boboteaza. Bineînțeles că au cules niște informații foarte pertinente, adică dacă întrebi lângă birt așa ceva, vă imaginați cam ce răspunsuri au fost date. Dacă întrebi însă pe lângă o biserică, măcar ai pretenția, falsă acreditată de altminteri, că vezi, Doamne, vei afla vreo informație pe care să o pui la suflet. Am văzut că nici de lângă birturi, nici după lângă hoteluri, nici după pârtie, nici însă de lângă biserici nu s-a putut lua informația ce înseamnă Crăciunul. E bine, vă spune, am trecut de Crăciun. Bun, am trecut de Crăciun, dar problema a rămas. Că aseară întrebau ce este boboteaza. Și a zis că se sfințește apa, că o să o facă, băi, fraților. Haideți să o lămurim, măcar dacă vine vreunul și ne întreabă. Ne facem lecția. Boboteaza, praznicul cel mare al botezului Domnului, a fost denumit așa pentru că este partea care se vede din praznic, dar este vârful icebergului. Mult mai la adânc se află nu numai esența, ci praznicul însuși. Nu trebuie să punem accent pe botez, cât trebuie să punem accent pe descoperire. Epifanie se numește praznicul de astăzi, adică arătarea Domnului. Se spune că un ucenic a venit la un părinte foarte duhovnicit, duhovnicul său de adminteri, și a spus, învățătorule, vreau și eu să am o vedenie. Și m-am rugat de vreo 20 de ani și n-am avut nicio vedenie. Și părintele i-a spus, frate, eu am vedenii în fiecare moment când văd un om curat, când văd un om sincer și un om smerit. Atunci am vedenie. Atunci mi se arată Dumnezeu în fratele meu cel curat. Iubiți credincioși, asta înseamnă să avem vedenii. Nu trebuie să ni se coboare îngeri sau măicuța Domnului să ne povestească cine știe ce se va întâmpla cu noi. A avea vedenie înseamnă a ni se arăta Dumnezeu în cel de lângă noi. A ni se arăta Dumnezeu revelat, ca să spunem așa, descoperit în cel pe care îl vedem în față. Asta înseamnă să avem vedenie, asta înseamnă să ni se arate Dumnezeu. Ei bine, astăzi s-a arătat Dumnezeu la apele Iordanului și glasul Tatălui, apoi Duhul Sfânt în chip de porumbel a umbrit pe Fiul care era în apă și Tatăl a spus, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Aceasta este esența praznicului de astăzi. De-al mintele, acesta este praznicul de astăzi. Că se sfințesc apele, da, este un efect al arătării Sfintei Treimi la Marelui Iordanului, faptul că se sfințește apa. Este un efect al arătării Domnului, este un efect al ieșirii Mântuitorului la propovăduire. Ultima informație pe care Sfinții Apostoli ne-o dau despre Mântuitorul este de la 12 ani, când spunea, iar pruncul creștea cu Duhul și cu adevărul. De la 12 ani până la 30, Mântuitorul a fost în casa părinților, așa cum fiecare dintre contemporanii săi erau datori să o facă. A făcut diverse ascultări,
Chiar ni se spune așa printre rânduri că îl ajuta pe tatăl său, care era bătrânul Iosif, cel care a avusese grijă de ei și avea grijă în continuare, îl ajuta la prelucrarea lemnului, era dulgher. Vă să zic că la 30 de ani, acum Mântuitorul este în public și atunci când ieșim în public, trebuie să ne recunoască cineva. De exemplu, eu n-aș putea să vorbesc în fața dumneavoastră dacă nu aș fi primit chirotonie de la episcopul care și-a pus mâinile și a făcut legătura între Sfinții Apostoli și mine, din generație în generație și prin succesiune apostolică, m-a lăsat aici să vă vorbesc dumneavoastră. Deci, această rânduială a chirotoniei, bine, acum pentru mine a fost un lucru cu totul, deosebit, că s-a întâmplat la 30 de ani, dar nu vreau să fac acum comparații deplasate vis-a-vis de vârsta pe care o aveam atunci și vârsta pe care o avea Mântuitorul când s-a botezat. Dar eu așa am luat-o. Eu personal așa am priceput că mi s-a dat și mie drumul în lume, mi s-a recunoscut că pot să merg mai departe. Iată că Tatăl astăzi mărturisește despre Fiul Său: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Iubiți credincioși, acesta este praznicul, cum am spus, dar mai ales această arătare a noastră. De ce nu suntem în stare să o vedem? Ni se arată și, v-am spus, vedenii avem peste tot. Avem inclusiv vedenia unui om în care se zbate Dumnezeu. Să știți că un om rău este un, sau care face rele, este un om în care se zbate Dumnezeu și vrea să-l scoată la lumină. Și în acela este Dumnezeu. Și acela pentru noi trebuie să fie o vedenie, o arătare. Dacă am ști să vedem pe Dumnezeu și în neputințele noastre, atunci am înțelege ce este cu acest mare praznic al Epifaniei, al arătării lui Dumnezeu. Dumnezeu se arată mereu în celălalt. Poate că nu am avut noi suficientă răbdare. Sau poate că am confundat pe cel de lângă noi cu altcineva. Poate că l-am ținut prea aproape sau prea departe. Că știți, diavolul, atunci când nu reușește să te țină departe, departe de Dumnezeu, departe de biserică, de frați, te ține prea aproape. Pentru că focalizarea este aceeași. Și răul se face și într-o parte și într-alta. Și cineva care ți intră prea adânc în suflet este un pericol, așa cum este și cineva prea departe. Deci trebuie să ținem întotdeauna o distanță care să ne dea voie să devină celălalt pentru noi o arătare în sensul frumos al vedeniei despre care zicea părintele acela în duhovnicit. Iubiți credincioși, noi însă nu am aflat și noi despre Dumnezeu. Eu vă spun ceva, când eram foarte, foarte mic, întotdeauna mă întrebam, dacă la malul Iordanului, că venim un cealaltă bunica la biserică și ascultam Evanghelie, mai ascultam și pe părintele care mai cuvânta câte ceva, și mă întrebam, dar era atâta lume acolo? N-au auzit toți? Și de-abia acum, mai spre amiaza zilei, zic eu așa nebunește la vârsta mea, că am ajuns la jumate, parcă cineva îmi garantează ziua de mâine, dar eu vă spun ce e în capul meu. Mi-am dat seama că, într-adevăr, Dumnezeu ne transmite și nouă mesaj, cum ne-a transmis tuturor. N-a auzit numai Sfântul Ioan, acesta este Fiul meu cel iubit, au auzit ceilalți. Păi noi nu facem la fel, n-auzim și noi. Auzim că astăzi este Boboteaza, că așa scrie și în calendare, ce să mai zicem. Dacă erau mai vechi, iau Epifania. N-am auzit cu toții, dar și acum de ce ne apropiem? Păi stați așa că iar avem probleme cu sărbătoarea. Sărbătoarea și sărbătoritul. Eu știu foarte mulți copii pe care îi serbează părinții lor cu mare fastă la 18 ani mai ales. Bine, acum nu sunt demagog. Și eu fetelor mele le-am oferit această aniversare deosebită și la un moment dat vezi așa într-un colț un copilaș trist și el e chiar sărbătorit. De ce? Pentru că el și-a dorit altfel ziua aceea.
Dacă e prea multă lume, el vrea cu puțină lume. Dacă este prea puțină lume, vrea și cu altă lume. Dacă sunt numai tineri, zicea că măcar să fi fost și bunica. Dacă e și bunica, de ce e bunica? Dar n-are nicio vină bietul copil, ci are vină cel care nu înțelege legătura între sărbătoare și sărbătorit. Din păcate, așa suntem și noi. Am venit astăzi la botezul Domnului și pe ce punem accent? Vedeți că de aceea am ținut neapărat să vorbesc acum 5-10 minute, înainte de a ieși afară să sfințim apele, pentru că după ce se sfințesc apele, parcă se mută accentul dandoaselea. În muzică se numește sincopă. Înlocuirea un timp neaccentuat, un timp neaccentuat cu accent. E bine, această sincopă se întâmplă pentru că nu înțelegem. Începem să ne îmbulzim, să luăm noi apă și să mergem mai departe. Fraților, este bună de luat aghiazma mare. Sunt minuni deosebite care s-au întâmplat și dacă știți, așa, dintre cele a duhovniciei mai atenți, atunci când avem de săvârșit niște canoane care ne rețin de la împărtășanie, suntem chemați să ni se dea aghiazmă mare. Importanța este deosebită, dar de ce să cadă accentul pe sărbătoare, ci nu pe sărbătorit? Undeva într-un colț, atunci când se sfâșie între ei creștinii ortodoxi, mai ales români, Hristos stă ca un copil la 18 ani și plânge: Tată, de ce mi-ai adus așa mulți? Sau Tată, de ce sunt așa puțini? Tată, de ce nu ești și bunicul cu mine? Sau Tată, de ce oamenii ăștia au chemat, au venit aici, dar nu știu pentru cine au venit? Dacă suntem în stare să-L vedem pe Hristos ca cel despre care v-am spus că stă într-un colț și așteaptă să-L recunoaștem în calitate de sărbătorit, înseamnă că atunci am pătruns în taina cea mare a praznicului de astăzi. Vedeți că sunt niște termeni pe care poate eu îi folosesc din punct de vedere tehnic cu o traducere în capul meu, dar vreau să vă spun ceva. Am vorbit despre praznic, praznicul este totul. Am vorbit despre sărbătorit, care este Hristos, și de sărbătoare, care are anumite efecte. La o masă, să zicem, de majorat, bineînțeles că veți vedea un anumit soi de bucate. La o masă de nuntă veți vedea altele, la o masă de botez altele. Ca să spunem așa, vedeta nu mai este sărbătoritul, ci este felul în care este gătită masa sau salul respectiv. De asta vreau să facem niște demarcații foarte, foarte clare între sărbătoare, sărbătorit și praznic. Astăzi vreau să le trăim pe toate, dar să le trăim cu aceeași emoție. Ce emoție putem să avem atunci când ne tragem hainele după noi sau căutăm un dop de sticlă să-l punem la aghiazma mare, că vezi, Doamne, de-aia am venit azi la biserică. Și plecăm așa hămușiți, cu culoarele într-o parte, cu haina ruptă, cu buzunarele scoase, plecăm spre casă, ca niște victorioși sau ca niște învinși? Trebuie să plecăm ca niște victorioși, adică să așteptăm să se așeze lucrurile și să știm că dintr-o picătură de aghiazmă mare putem să facem un ocean de fapte bune. Putem să înmulțim faptele noastre, nu trebuie neapărat să ne dea Dumnezeu pe toate, ci în măsura în care știm să ne respectăm și să avem, așa cum am spus frumos, vedenie în cel de lângă noi, atunci vom înțelege că Hristos este cel pe care îl sărbăm, este cel care ne așteaptă să privim la botezul său, nu să-i furăm apa din cristeliță. Iubiți credincioși, astăzi Mântuitorul vine la noi. Noi însă facem un pas să venim și noi spre El. Spunea cineva foarte frumos, această sărbătoare este o sărbătoare în care noi trebuie să plecăm acasă cu o sticluță de aghiazmă mare. Dar să venim noi și să o luăm, nu să ne aducă cineva și nu să ne arunce cineva peste gard. Participarea la slujbă face praznicul. Restul deja este uitare de sărbătorit.
De aceea, iubiți credincioși, vă îndemnăm ca astăzi să păstrăm în noi icoana Mântuitorului care să ne devină nu numai nouă arătare frumoasă, ci să vedem această icoană și în ceilalți. Și dacă vom ști să avem și răbdare, cu siguranță că Dumnezeu nu ne va lipsi de aceste daruri bogate. Să spunem prin absurd că nu vom putea, din cauza altora, dăm noi vina, sau din cauza propriei noastre neputințe, sau din cauza serviciului, nu vom putea astăzi să luăm aghiazma mare. Este mai important să venim și mâine că o găsim aici, decât să dăm din coate și să facem cine știe ce jonglerii ca să ajungem mai în față și așa mai departe. Nu. Dacă vom pleca împăcați în noi, că l-am văzut pe Hristos astăzi că pentru un singur om, adică pentru noi, nu s-a mâhnit văzându-ne că ne îmbrâncim, atunci cu siguranță că acest praznic a ajuns în inima noastră. Oricum, ziua de astăzi trece și pentru cei care au înțeles și pentru cei care n-au înțeles nimic. Dar dacă noi tot ne-am adunat aici și așa pe române și ne-am pierdut jumătate de zi, și să o pierdem degeaba, măcar să învățăm ceva. Să învățăm blândețea, să învățăm orânduiala. Și acum vreau să închei decât cu atât. Să nu vă smintească faptul că atunci când vom ieși afară, se va face înghesuială. Numea fratele nostru Andrei Pleșu niște categorii de oameni, crăciunarii și pascalii. Eu am știut că mai sunt și hramiștii, adică cei pe care eu personal îi văd numai de Sfântul Nicolae aici la biserică, și bobotezii, fraților. Să nu credeți că lumea e făcută numai din câteva categorii. Lăsați-i și pe ei. Ei sunt saltimbancii de care vă povesteam acum câteva zile, lăsați-i că poate Dumnezeu să bucură și pentru ei. Poate că așa știu ei să înțeleagă, dar măcar noi, care suntem în cunoștință de cauză, să ne dăm puțin la o parte, să-și facă ei numărul, după care să ne vedem și noi de ale noastre. Pentru că sărbătorile n-au trecut așa cum cred alții, dar abia încep. Praznicul cel mare al vieții este în deplină desfășurare. Arătări sunt peste tot, vedenii sunt la tot pasul. Dacă știm să deschidem ochii, le vom vedea. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.